Dragile mele și dragii mei, bine ați venit la Beauty Talks, podcastul în care discutăm despre frumusețe în toate formele ei. Invitații o să fie diverși și o să ne arate, o să ne ghideze în călătoria lor către frumusețe, indiferent că vorbim despre interior sau exterior. Astăzi am un invitat special care la prima vedere se ocupă cu exteriorul, însă veți descoperi de fapt ce înseamnă frumusețea pentru el. Florin Cujbă este, pe lângă antrenorul cu care fac mișcare, ca să nu zic sport și o să înțelegeți de ce, un prieten foarte bun pe care îl cunosc de peste 12 ani și care m-a ghidat în această călătorie a acceptării frumuseții exterioare și a lucrului cu corpul. Sper să vă inspire, la fel cum mă inspiră și pe mine, și sper ca la finalul zilei cu toții să ne simțim mai frumoși. Salutare, Florin! Salut! Bine ai venit la mine acasă! Bine, e a doua oară când vin, ți-am minte acum 5-6 ani înainte să renovez. Înainte, deci înainte. Ai văzut și before-ul și after-ul. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit a doua oară la mine acasă și sper că nu ultima. Sigur. Să vii de cel puține ori cât am venit eu la sală la Oricum știi povestea, suntem la fel, așa că te aștept în continuare. Să știți că Florin are tot timpul această replică, de câte ori mă prinde la antrenamente, îmi specifică, așa crezând cumva în acest lucru, că suntem la fel. Dacă ne punem unul lângă altul, însă eu nu văd nicio asemănare la nivel fizic. Dar el insistă cu acest lucru, cred că din dorința de a mă motiva, probabil. Poate fi și asta, dar eu cred că suntem la fel, avem aceeași înălțime. Tu poate 2 cm în plus. Din cauza părului, ți-am mai explicat asta, că pot să-mi dau volum. Dar avem foarte multe asemănări. Asta este foarte, foarte bine. Am vrut în mod special să te am invitat, să știi, știu că nu ești o persoană foarte expusă din punctul ăsta de vedere al podcasturilor, dar am vrut să te am invitat aici pentru că, în primul rând, vreau să-ți mulțumesc, Florin. Să știți că Florin este singurul, nici nu știu cum să-i spun, încerc să te definesc în capul meu, Florin, să știi, dar cred că este omul care m-a făcut să înțeleg importanța sportului, adică real mi-ai dat acest lucru. Am o rezistență născută la a nu face mișcare, pur și simplu. Eu știu asta. Cred că o știi foarte bine. Și cum necum, și aș vrea să te întreb cum, dacă se poate, Florin m-a făcut să îmi intre în reflex acest lucru. Dacă ții minte, cu vreo 10 ani în urmă, existau discuțiile noastre eterne în timpul antrenamentului despre dezvoltarea noastră prin zona antreprenoriatului și așa mai departe. Tu ai spus un lucru interesant la un moment dat. Sunt 3 puncte pe care le-ai urmărit de-a lungul timpului și unul din ele era acel consistency, perseverență. Și deși o spuneai și se vedea în alte zone ale tale, eu am profitat de informația asta și am zis, hai să introduc acest consistency și pe partea ta de mișcare. Și ce este drept, eu am observat de atunci, avem anumite componente sau anumite calități, dar noi avem o tendință foarte interesantă de a le direcționa strict către doar ce ne place. Ce vrei să spui? Păi, acum o să zic un secret, mișcarea în esența ei foarte greu creează plăcere în momentul ăla de mișcare, de antrenament, de exerciții și așa mai departe, în momentul când o faci foarte organizat și urmărești progresul. Progresul ce înseamnă? Să atingi niște limite. Uh-huh. Și e normal să fie momente când nu-ți place mișcarea. Dar totuși... mă simt deja cum scap pe căciulă. Sper că se termină cu bine propoziția asta pe care ai început-o. Da, totuși celelalte calități atașate ideii de mișcare... Cu toții știm beneficiile mișcării, nu doar din punct de vedere al sănătății, dar și frumuseții, normal. Da. Frumusețea la rândul ei aduce încredere, aduce foarte mult și asta ne face să devenim mai
creativ, mai productiv și așa mai departe. Ei, eu am furat acea parte de consistency din valorile tale și am zis ok, trebuie să o cresc și să o cultiv și în această direcție și se pare că mi-a ieșit. Ți-a ieșit. Să știi că îți mulțumesc foarte mult. Real, asta simt că mi-ai oferit și în momentele în care nu ne vedem. Lucrez cu Florin on-off. Avem perioade în care ne vedem mai des și perioade în care ne vedem mai puțin sau chiar deloc. Da. Însă relația noastră a durat de-a lungul anilor așa, fără niciun fel de problemă. Da. Și tocmai asta mi-ai oferit, exact partea asta de consistență despre care vorbești. Am înțeles, prin modul în care ai reușit să formulezi lucrurile, că este foarte important să fiu consistent, indiferent de etapa în care mă aflu, indiferent de ce altceva mai apare pe farfurie, pentru că se pare că uneori viața ne rezervă suficiente surprize, dar mișcarea a devenit constantă. Nu zic sport, pentru că nu cred că fac sport, cred că fac mișcare, eu. Mișcare, da, e o diferență între... Asta cred eu despre mine. Dar m-a ajutat foarte mult să înțeleg lucrul ăsta și să-l cultiv cumva în permanență. Dacă tot ai adus discuția, totuși să le spunem care e diferența dintre mișcare și sport. Mișcare se adresează în principiu unui stil de viață, pentru că corpul a fost proiectat să se miște constant și, bineînțeles, cu beneficiile mișcării, care sunt nenumărate, nu trebuie să le prezentăm aici, iar sportul creează prin definiția lui o direcție către performanță și asta vreau să înțeleagă toată lumea. Sportul nu trebuie asociat cu mișcarea, noi suntem o societate unde sportul ne-a creat de mici o direcție către performanță. Pentru noi stil de viață prin mișcare este relativ nou, vorbim de 10 ani, 15 ani în București. Dar știi că eu n-am înțeles asta decât foarte târziu, inclusiv în relația noastră? Exact. Adică mie mi se părea, adică era demotivant pentru mine să fac sport, pentru că mi-era foarte clar că eu nu o să ajung la performanță. Ce să mai fac acum? Exact, dar performanța în mișcare este păstrarea comportamentului de a te mișca în viața ta. El nu trebuie să vină să schimbe ceva, ci să se atașeze la ceea ce faceți și ceea ce faci zilnic și să nu afecteze niciun fel lucrurile care practic îți aduc ție stilul de viață, bunăstarea și așa mai departe. Nu trebuie să aducem sportul să schimbăm și aici tai sportul și zic, nu trebuie să aduci mișcarea să schimbi ceva din viața ta, ci trebuie să atașeze și să completeze către a-ți îmbunătăți stilul tău de viață actual. Asta simt și eu. Da. Ce fain ai zis. Da. Am văzut de fapt beneficiile în modul în care nu mă așteptam. Pe lângă partea fizică, pentru că te simți mai bine cu corpul tău și ăsta era un aspect pentru mine foarte important, să-mi placă mai mult exterior de mine. Că la interior zic că stau bine, dar cred că fiecare dintre noi are cumva niște zone în care se simte mai expus, cu care nu te simți neapărat confortabil. Și atunci mișcarea mi-a oferit lucrul acesta, însă am văzut în lucrurile de zi cu zi, căratul baxurilor de apă, știi? Încărcatul, descărcatul din portbagaj, urcatul pe scări, activități care păreau cumva banale, dar pe care am reușit să le fac mult mai ușor și să le conștientizez diferit. Uite ce bine că pot să mă mișc așa. Corect, corect. De fapt, aici ar trebui să ne îndreptăm atenția către cum ne îmbunătățește stilul de viață mișcarea și nu doar la nivel fizic, tu ai enumerat partea fizică, dar și la nivel emoțional și la nivel, și asta se leagă foarte mult și de când te uiți în oglindă, îți place ce vezi sau nu îți place și așa mai departe, dar și când zic emoțional, cum te simți după sesiunea de mișcare, când știi că ai făcut ceva pentru corpul tău în acea zi, că de obicei facem ceva pentru buzunarul nostru în acea zi sau pentru prieteni sau așa, dar când știi că ai dat și corpului tău în acea zi ceea ce el are nevoie, mișcare, cu siguranță totul începe să capete o altă amploare, motivație, perseverența. Da. Oricum e tema noastră. Da. Să știți că eu cu Florin tot timpul în sesiunile de sport facem și coaching unul cu celălalt. Da. Adică când e rândul lui, când e rândul meu, alternăm așa lucrurile și în ghilimele ne plângem unul la altul de business-urile noastre și mai tu cum mai faci chestia asta. Da. Ne mai vin idei așa împreună, mai facem și brainstorming. Uite ce vreau să fac, cum ți se pare? Păi de fapt cred că asta este un punct
important de unde putem extrage ceva. Să faceți mișcare alături de oameni cu care împărtășiți idei, valori comune și așa mai departe, pentru că fără să vă dați seama, hrăniți acest comportament unul altuia și aduceți de fapt consistența, la perseverența la o altă, la un alt nivel. Da. Ai zis o chestie foarte faină, într-adevăr. Gabor Mate, de care îți povesteam înainte, spune că vindecarea și evoluția apare în relații, de orice fel. Total de acord. Adică avem nevoie de alți oameni care să întoarcă către noi ce punem în spațiu, în spațiul comun. Și asta cumva ne face să mergem mai departe, să înțelegem mai bine, să interacționăm mai bine. Dar totuși de unde vine, că totuși dacă a apărut această, domnul Gabor, care a spus că prin relații, cumva noi am fost proiectați în societatea noastră să ținem tot în noi, să facem singuri, să și e și normal să concluzionăm rapid că trebuie să schimbăm ceva dacă vrem evoluție. În zilele noastre, nu vorbim de social media, că de-aia e social media, dar trebuie să o aducem și în offline aceste momente, relații de relaționare face-to-face, față-înfață. Eu cred că sunt la fel de puternice. Eu cred că sunt mai. Da, dar noi am pierdut din cauza butonatului, am pierdut foarte mult din această experiență. Și nu știu acum, nu cred în conspirații și așa mai departe că vor să ne separe, dar eu cred că trebuie soluția în continuare la noi. Dragilor, mă întrerup un minut pentru că vreau să vă prezint o perie care mi-a tras foarte tare atenția. Vine în două dimensiuni, este de la Parsa Beauty și apropo, Parsa Beauty îmi place pentru că nu urmează, ci setează și ridică standardul industriei din care face parte. Perile pentru piept înalt, atât pentru păr ud, cât și pentru păr uscat, din plută, vegane, din materiale reciclate, au toate certificările posibile, dar cel mai și cel mai important este că, în mod sigur, nu o să vă agreseze rădăcina firului de păr și nici fibra capilară, datorită tehnologiei speciale și flexibile pe care o au în țepii de pieptănare. Sunt curios cum o să vă simțiți după ce le folosiți. Asta în mod sigur. Eu cred că, sincer, oricum avem niște programe autodestructive noi. Nu mai avem nevoie de și de altcineva. Ne descurcăm perfect singuri. Gândește-te, adică mă gândesc în felul următor eu, Florin, îți spun sincer, dacă știm că nu este bine să mâncăm, nu știu, înainte să ne culcăm și totuși o facem, asta este un program de autodistrugere, că este ceva care ne autosabotează. Ok, la o scară foarte mică, dar gândește-te la pattern-urile pe care le avem în relații, modul în care ne alegem oamenii, situațiile la care ne expunem, modul în care interacționăm unii cu ceilalți. Acolo se regăsesc tot felul de lucruri care ne autosabotează, care sunt împotriva noastră, știi? Sunt comportamentele, care sunt, este și un capitol întreg în psihologie despre schimbarea comportamentelor și etapele în care ne aflăm pe fiecare comportament în parte. Este clar că odată ce le-am construit în ani de zile... Exact, ca răspunsuri la diverse situații în care ne-am Eu mi-am dat seama real că există undeva pe la 25-26 de ani, până atunci eram doar un roboțel. Mergi la facultate, mergi la master, du-te acasă și hai să vedem ce e cu viața ta mai târziu. Și undeva pe la 26 de ani mi-am dat seama că vreau carieră și aia venea la pachet cu a schimba niște comportamente, a introduce unele noi, nici nu știam cum să introduc un comportament nou. Nu știam care sunt alea. Exact. Stai, mai numai puțin. Nu știam ce am nevoie și așa mai departe. Ei, și când a apărut de fapt trendul cu dezvoltare personală, deși practic el a apărut logic, dar oricum noi facem fără să ne dăm seama dezvoltare fără să ne punem nume, da, fără da. Să-l denumim. Mi s-a părut că m-am trezit pe la 26 de ani, zic ok, și eu ce fac acum? Că am terminat și studii și master și nu știu, și eu ce fac acum? Și ce ai făcut? Ce să fac? Am luat-o cu primul pas, că te angajezi. Bine, nu la 26 de ani m-am angajat prima oară, dar m-am angajat în domeniul pe care, în care sunt și astăzi, în fitness, și mi-am dat seama că în momentul respectiv eram în locul potrivit, dar nu eram în direcția potrivită. Ok. Că și un loc poate să-ți ofere ceea ce ai nevoie, dar să nu-ți ofere traiectoria pe termen lung. Și atunci, acolo am învățat eu să gândesc pe termen lung. Strategic. Un nou comportament. Și ăla a venit, într-adevăr, mai târziu, cu persoana potrivită, cu tine. Când te-am cunoscut pe tine, au început lucrurile
să iau o altă direcție, se completau niște puncte și se regăseau în tine, eu nu le completam, nu le uneam, pentru că nu găsisem o persoană care deja le face sub formă de automatism. Mm-hmm. Tu erai deja antreprenor, aveai 4 ani, 3 ani de antreprenoriat. Da, cred că l-a fost momentul. Da. Și erai într-un moment în care okay, eram foarte obosit, mai ținut de obosit eram? Da, o să dezvălui ceva și mi-a zis de atunci că o să fie cel mai bun pe păr blond din România. Și n-am uitat că ne uitam la televizor. Era o persoană publică pe care o făcusei blondă și erai așa de mândru de tine, dar tu nu ți-ai dat seama și zicea, uite ce blonde am făcut. Și acolo îți creștea ție această dorință de a merge mai departe și o să fiu și mai bun, Florin, pe păr blond. Și acolo am zis, ok, conectam în mintea mea, deși eu te vedeam ca un om care avea succes și erai în plină ascensiune, eu încă săpam să-mi fac locul meu de a avea succes în terenul meu, cum se spune, pe domeniul meu, dar erau lucruri care la tine erau deja automatisme. Și o căutam și vedeam și înțelegeam doar din gesturile tale și la un moment dat ți-am cerut un feedback pe e-mail. Ții minte. Da, și mi-ai dat și un 4 la ceva, nu o să zic. Dar... să știți că dau feedback-uri reale. Da, nu da. Fac mișto, zic cum sunt lucrurile. Și mi-ai dat și un 10 pe care l-am înțeles în 2021. Ok. 7 ani mai târziu, la capitolul motivație. Mi-ai zis, ești un foarte bun motivator, eu nu înțelegeam ce anume conduce în direcția asta, ce anume vezi tu, am înțeles prin 2021 ce anume vedeai acolo. Într-adevăr, era pasiunea mea pentru mișcare și stil de viață sănătos, pe care, normal, în momentul ăla te hrănea pe tine și am înțeles mai târziu de ce oamenii rămân atât de mult conectați la serviciile mele de personal training, în mare parte pentru pasiune. Orice am făcut în afara personal training, și mă refer la antreprenoria și tot ce fac acum, nu sunt la fel de pasionat cum rămân când sunt cu tine în sală, cu clientul în sală, cu pacientul, că mai nou ne-am dus în direcții multiple. Asta mi se pare, să știi că mi se pare foarte interesant lucrul acesta, da. O să vreau să revenim asupra lui. Păi adică hai să revenim, stai aici. Revenim? Hai să stăm pe el. Dar să știi că înainte să revenim la el, vreau să-ți spun că tot ai zis că am avut așa un declic în perioada aceea de început și eu mi-aduc aminte cu foarte mare și plăcere, dar și puțină rușine, pentru că eram așa, nici nu știu cum eram de fapt, dacă stau bine să mă gândesc. Eu m-am dus la sală atunci, țin minte exact de ce m-am dus la sală și voiam să am pătrățele pe abdomen, la care Florin s-a uitat așa cu ochii mari la mine, neînțelegând ce vreau, și mi-a zis cu o naturalețe care pentru mine, Florin, a făcut foarte mult sens în momentul respectiv. Asta mi-a schimbat, într-o propoziție, mi-a schimbat modul în care eu vedeam mișcarea. Așa. Și mi-ai zis, dar corpul este unitar. E un tot. Normal. Nu poți să ai abdomen dacă nu ai și alte părți. Bine, ulterior au apărut cei care te lasă gras în rest și pe abdomen îți scoate grăsimea. Dar e operație, dar nu e nimic constructiv. Da, posibil. Însă, în capul meu, lucrurile erau cumva separate. Da, da. Și în momentul în care tu ai identificat chestia asta și mi-ai spus lucrul respectiv, au făcut click și s-au unit. Și mi-am dat seama că, de fapt, important este să fac mișcare, iar forma corpului va fi o consecință a mișcării pe care eu o fac. Asta așa este, dar... Păi știu că așa este și ți se pare natural, dar să știi că oamenilor ca mine nu le este natural. Păi, da, hai să eu tot insist să-ți explic. Hai să trecem în zona ta. Blondul este frumos, dar blondul final este din conectarea calităților tale. Da. Și a experienței. Acum înțeleg. La fel și la fitness. Corpul este o consecință, da, a ceea ce facem day by day. Așa este. Și dacă fac mișcare multă, dar sar somnul, iarăși nu obțin ce vreau. Dacă fac mișcare și mănânc nesănătos, iarăși nu obțin ce vreau. Uite ce mi-ai spus mai devreme în discuția pe care am avut-o, care din nou a făcut foarte mult sens, că de asta îmi place să vorbesc cu tine pe lucruri de genul acesta. Mi-ai spus că în ultima perioadă ai fost foarte aglomerat cu reformularea business-ului tău și cu expansiunea pe care o faci în zona asta de nutriție, în zona de health care, și n-am mai avut timp să te antrenezi la fel de mult. Însă, da, creativitatea a fost la alte cote. Da, e prima oară în viața mea când îmi dau seama și pot fi două, încă nu identific de ce. De ce
sunt mai creativ, deși lumea spune că dacă fac sport am mai multă energie, mai multă motivație. Corect, ai mai multă energie și motivație că pornești procesele metabolice, este logic. Dar și rezervorul celor 24 de ore energetic, numărul mitocondriilor, cum ne place nouă să spun, sunt limitate, adică indiferent, tu mănânci echilibrat, dar ai o cantitate limitată pe care la un dat, în unele zile o termin mai repede, la ora 6-7 seara versus în alte zile la ora 11. Ei, când treci peste capacitatea acestui rezervor energetic, nu mai ai aceeași eficiență. Da, poate nu mai ai aceeași disponibilitate pentru alte lucruri. 100%. De aici și problema cu antrenamentele. Toată lumea zice, dacă nu plec extenuat din antrenament, nu simt că am lucrat. Este iarăși o greșeală majoră pe care o fac toți. Dacă nu plec, dacă nu m-am antrenat 2 ore, nu e bine. Iarăși încă o greșeală. Noi trebuie să dăm eficiență în ceea ce facem. Antrenament, stil de viață, alimentație, toate vin cu acea perseverență, dacă tot pornim de la început, și cu acea semi-organizare, că nu trebuie mare organizare să mergi la o oră de sport sau să mănânci ceea ce trebuie în farfurie, când deja, nu știu, acum 10 ani nimeni nu știa ce e proteină, carbohidrați, grăsime, acum toată lumea știe, sau cel puțin da, cei care intră în contact cu mine. Eu cred că e un lucru la nivel general. Consecvența noastră nu este cultivată încă de pe băncile școlii. Ni se dă doar anumite lucruri, nu e vorba despre polemici ceva, dar nu ni se cultivă dorința noastră de a trece și la acțiune pe termen lung, ci doar hai să știm, dar să ne oprim în acțiune. Și aici este, sau se face diferența la nivel de persoană. Bineînțeles, iarăși ajungem la discuția din primii ani de viață, părinți și așa mai departe. Naiba cum sunt toate legate între ele. Chiar weekendul ăsta mi-am văzut mama și pentru prima oară în viață ei am zis că o iubesc și s-a uitat la mine așa, zice, ce-a pățit băiatul meu? Ești bine? Ești bine, mamă? Da, am încercat să văd că eu simt asta, dar am încercat să-i văd și reacția. Tot un egoism, o vanitate așa a mea să văd. Învățăm. Da, dar am trecut peste și s-a uitat așa ciudățel la mine, dar am zis, o să fiu mai consecvent pe tema cred asta. Cred că da, asta vreau să spun. Cred că dacă vei fi consecvent, o să se și relaxeze. Corect. Și o să înțeleagă de unde vine toată da, chestia asta. Da. Florin, mă uit așa la tine și vreau să te întreb, frumusețe interioară sau frumusețe exterioară? Nu pot funcționa una fără alta, indiferent că e ce anume îți dorești real, nu poți să te machiezi. Ok, și indiferent cum ai face asta. Indiferent, tot dacă la interior nu ești echilibrată, nu ești funcțional, se vede la exterior și prin atitudine. Știm cu toții că principala armă din viața noastră, cea mai puternică, este zâmbetul. Un zâmbet frumos exprimă cine ești tu la interior. Da, uite, sunt foarte curios cum abordezi tu aici, de exemplu, zona asta excesiv exterioară, adică mă refer aici și în cazul bărbaților și în cazul femeilor, a plecare cumva, din punctul meu exagerată, poate greșesc, asupra formei fizice. Este clar. În condițiile în care nu ești, iartă-mă că te întreb, în condițiile în care nu ești un, nu știu, model sau sportiv de performanță sau pur și simplu. Fiecare etapă de vârstă, eu cred că de aici pornim, vine cu nevoile personale. Dacă o luăm strict pe frumusețe, la 20 normal. Ești în etapa perfectă unde arma ta nu este neapărat cine ești cu adevărat, un businessman sau o carieră de succes, ești tu. Și la bază începi să-ți creionezi frumusețea exterioară și lucrul și mușchiuleții și cât de puternic ești, ca în cazul bărbaților, cât împingi la piept și așa mai departe. Iar la femei, bineînțeles, Instagram pose, Insta pose și așa mai departe. Asta cumva cred că a modificat foarte mult modul în care ne percepem unii pe ceilalți. Da, eu cred că e un lucru bun, dacă mă întrebi, la final, pentru că aceste lucruri ne împing către acțiuni. Fair enough, dar unde este, din punctul tău de vedere, limita? Limita? Există? În primul rând, dacă există, și doi la mână, unde e, dacă există? Nu cred că există limită din punct de vedere al frumuseții sau al acțiunilor.
trăim în niște timpuri de schimbare constant, ne dorim a ne adapta la tot ce înseamnă nou, minorități, majorități și așa mai departe. Și nu eu cred că ei ne educă un pic pe noi, cei care vin din urmă. Ok, te referi la generația... Da, generația nouă, 20-30, ne educă pe noi 30-40-50. Adică să fim mai flexibili în ceea ce privește fără limite. Dar acum nu o să intru nici în zona de... Eu cred că este un panou de valori, un cod de etică pe care îl construim de-a lungul vieții. Și atâta timp cât nu furi, nu dai în cap, nu. Ce ține de frumusețe și de persoana ta proprie trebuie să fie acceptat de cei din jur. Eu nu văd limite la asta. Ok. Eu te întreb cumva acest lucru și prin zona aceasta de comparație. Cum te raportezi tu la ea? Adică, de exemplu, uite, da, eu am un feed de Instagram. Mă uit acolo și urmăresc oameni care fac sport, să zic. Da. Și văd că au o anumită formă, oamenii respectivi, da? Asta în mine, pe de o parte, creează ceea ce spui tu, mă face să mă duc la sală mai mult, dar în același timp creează și o zonă de frustrare, pentru că, real, este una să mă apuc la 40 de ani să fac mișcare și alta este să fac mișcare de la 20. E indiferent cine ce-mi spune, cred că este o diferență. Păi, dacă ne uităm acum prezența în, sau na, atenția către sănătate prin mișcare, prin, nu știu, dacă înainte bărbații nu mergeau la salon, acum merg la salon. Adică, na, ei vin din urmă și ne deschid și mai mult ușile. Că mă apuc la 40 și vreau să arăt ca la 20 este un lucru, dar și la 40 de ani, dacă n-am făcut nimic până atunci și mă apuc, cu siguranță văd 200% îmbunătățire. Na, corpul mi-arată dacă n-am făcut nimic până atunci. Dar cu cât înaintăm în vârstă, valorile astea se schimb. Nu mai vorbim doar despre frumusețea fizică și ajungem undeva la 40-45 de ani, 50, unde ne interesează sănătatea devine pe primul sau na. Este oricum, ea ar trebui să fie pe primul loc tot timpul. Doar că la, doar că la 20 nu-ți pasă. Nu-ți pasă pentru că ai un corp super funcțional, o mașinărie. Așa este. Și deși o noapte pierdută la 20 de ani, corpul ți-o arată la 40, fără discuții. Da, o substanță introdusă la 20, corpul ți-o arată la 40 și asta s-a demonstrat. Eu cred că trebuie să fie în paralel ambele, începând cu 20 de ani. Atât sănătatea, cât și frumusețea, aspectul fizic și așa mai departe și grija pe care o aduci începând de la partea interioară, organe și așa mai departe, până la piele exterioară. Știi că pentru mine asta a însemnat conștientizarea asta? Grijă. Deci pentru mine a face mișcare înseamnă să am grijă de mine. Nu înseamnă să arăt mai bine, nu înseamnă să mă simt mai bine, nu înseamnă, adică alea oricum le-am simțit în timp. Da. Dar ce mă motivează cu adevărat este, mi se pare că a face mișcare este un gest de grijă față de mine. E ceva ce mi ofer de câteva ori pe săptămână, dacă nu chiar zilnic, pentru că eu consider că mișcarea e și plimbarea prin parc. Da, și știi că sunt fan plimbări în parc. O să fac o paralelă asta, dar după. Da, adică cumva mi se pare că e ceva ce pot, e în puterea mea să-mi ofer. Și să-mi zic, uite Sorin, asta e pentru tine, așa manifest eu grija față de vehiculul ăsta pe care l-ai primit. Totul a plecat de la ideea de fit, cândva. Dar fit poate să fie și la 60 și la 90 de ani. Pentru că fit sunt niște principii. Cred că ți le-am mai explicat. F, că sunt, erau trei cândva fit, acum sunt patru. Doi de T la final. F era frecvența cu care faci mișcare. Poți să am 90 de ani. Dacă fac la 2 zile, la 3 zile, tot fac. I, intensitatea cu care faci mișcare. Normal, la 20 de ani fac o intensitate crescută. La 90 am o intensitate scăzută, dar corpul percepe aceeași intensitate ca unui copil de 20 de ani. Da. Tipul de mișcare, că asta era ceea ce spuneai și ziceam că fac o paralelă, că merg prin parc și am 90 de ani sau alerg prin parc și am 20 de ani, corpul meu percepe același lucru ca și aport de sănătate pe care îl aduc și ultimul, timpul pe care îl petreci în acea sesiune de mișcare. Ei, toate aceste lucruri creează corpul fit și nu contează că ai 15 sau 90 de ani, sunt niște principii, frecvență, intensitate, tipul de mișcare și timpul pe care îl acorzi, care, pe care dacă le atașezi
stilul tău de viață, chiar pot să spun că lucrurile devin foarte, foarte bune pentru fiecare om în parte și lucrăm mai mult în prevenție decât în tratament. Să știi că asta e un alt lucru care mi-a plăcut foarte mult la ceea ce faci tu și așa cum spuneai, ne-am întâlnit într-o perioadă în care amândoi ne consolidam business-urile, încercam să dezvoltăm noi laturi ale lor, aveam un salon, după aceea am mai făcut încă unul și așa mai departe. Ții minte toate discuțiile noastre. Unde ești tu în momentul acesta? Pentru că am sesizat din o schimbare foarte mare. Pe lângă schimbarea ta interioară și pe lângă faptul că ți-ai alocat timp ție pentru educație, pentru dezvoltare, pentru a-ți extinde cumva viziunea asupra ceea ce faci, dar am văzut schimbările majore în business-ul tău, că tot mai apărea cât un etaj. Adică am avut un etaj și la un moment dat avem mai multe etaje. Eu încă aștept etajul în care tu îți deschizi un salon la mine în clădire acolo, că nu era ideea, pentru că ele merg mână în mână, adică lângă o sală de fitness, lângă un centru de recuperare medicală, lângă un departament întreg de nutriție, în curând cardiologie, cel puțin la nivel de bază de prevenție, ar merge un salon de înfrumusețare wow. Și nu din punct de vedere business-wise, ci din punct de vedere al completării. Exact, complementarității. Exact, sunt complementare. Da. Dacă nu, degeaba arată bine corpul dacă, nu știu, nu am unghiile îngrijite. E un tot. Este un tot. Degeaba, și știi, eu mă duc tot timpul mai departe, degeaba ai și partea asta rezolvată, dacă nu, te apleci un pic și către interior, să vezi ce te motivează cu adevărat, care sunt lucrurile care îți fac plăcere, cum îți place să te simți tu față de tine, știi? Apropo de asta, o clientă săptămâna trecută și o paranteză mică, cu unghiile false, na, eu nu mă pricep foarte bine la asta, și totuși una e căzuse și zic, bă, da, ți s-a rupt? Că na, nu-mi dau seama. Nu s-a rupt. Și zic, dar totuși de ce așa mari? Mă fac să mă simt mai încrezătoare. Și cu asta ai fi surprins. Dar cu asta m-a blocat. Am zis, ok. Păi, și eu la rândul meu, dacă fac o genuflexiune, mă simt mai încrezător, dar da. Nu credeam că e același impact. Este același impact, pot să-ți spun. Cred că e mai mare. Că fetelor li se schimbă mersul, modul în care merg după ce sunt coafate. Merg altfel, calcă altfel. Deci aceeași persoană îmbrăcată la fel, încălțată la fel, după ce și-a făcut părul, se mișcă altfel. Poate nu vezi. Dar are logică. Are logică. Normal, e vorba de încredere, e vorba de cum te simți în pielea sunt ta. Sunt boosturi de încredere pe care le poți primi foarte, foarte rapid. Da, ca și concluzie pe cele două arii, fitness sau stil de viață prin mișcare și beauty, beauty te poate pune rapid să mergi mai frumos. Știi, e ginger shot-ul ăla care îți dă așa un let's do this. Te poate pune în două ore bine, pe când fitness-ul, nu știu, sesiuni mai multe, dar cele două clar sunt complementare pentru ce înseamnă corpul uman ca tot unitar, exterior, interior. Da. Partea asta de funcționalitate și partea asta de îngrijire și de frumusețe, cred că da, merg foarte bine. Eu aștept ziua în care mă vei tunde. Cred că îmi spune asta de câți ani? Vreo 12? De 12 ani mă tot refuz. Pentru că vreau să-ți fac un favor, Florin. Da. Țin la tine, de aia nu te tund. Ok. Da. Da, e o lăsăm deschisă, să știi, da. Nu zic nu, da. Ca să nu ai dovezi, dar categoric putem să discutăm despre asta. Revin la zona aceasta de complementaritate. De ce simți nevoia să tot adaugi cât un etaj? La business. Păi nu este o nevoie. Aici mai okay. Trebuie. E o întrebare capcana ta și mă cunoști. Nu este o nevoie, este dorința mea din totdeauna okay. Să așez fitness-ul pe harta prevenției pe același nivel cu sau de același interes cum este medicina de prevenție, că uh-huh. Și are de tratament și din păcate acolo nu, dar, sau spre fericirea noastră avem soluții, dar cred că și când am pornit eu și nici în ziua de azi nu s-au făcut mari pași în direcția asta, să înțelegem că fitness-ul este în prevenție. Etajul, revenind la întrebarea ta, de ce să adaug mai multe etaje? Păi fiecare etaj este de fapt un pas al meu către a străpunge mediul medical.
De ce? A venit recuperarea medicală al doilea etaj. Primul a fost fitness. Asta înseamnă că pășeam ușor, ușor către zona medicală. Acum vine un departament întreg de cardiologie. Mă refer la teste și așa mai departe, unde poți identifica dacă ești predispus sau nu. Sau... Și ca să poți bănuiesc, să faci niște lucruri concrete și când lucrezi cu un obez, spre exemplu, el vine, vrea să slăbească, dar el nu face aceste analize esențiale înainte de a începe un program de fitness. Toții credem că dacă am slăbit, gata, s-a rezolvat problema. Știm atât, chiar aveam de la domnul doctor o statistică, între 35 și 45 de ani, un medic care este de gardă, cardiolog, are cel puțin un infarct între 35 și 45 de ani, ca vârstă. Un singur medic are o persoană, nu știu dacă vorbim de 300 de medici, 400, câți are România, nu știu exact, vorbim de 400 de tineri. Da. Noi nu ne dăm seama de importanța unor lucruri făcute corect. De aici și dorința mea de a atașa etaje, toate sunt complementare. Dacă eu pot să am un acord de la medic că inima ta este ok și pot să mă joc cu ea, cu pulsul, dacă postura ta este corectă, dacă nutriția ta este aliniată, eu pot merge concret în soluție și eficientizez soluția protejându-te, pentru că dacă eu nu știu că tu ai niște probleme la nivel de ritm cardiac și eu iau de bună că n-ai avut nimic în viața ta, dar deodată te-ai trezit că ai un preinfarct de care nu știi, că poate nu l-ai simțit sau poate inima ta regurgitează, se cheamă, împinge sânge înapoi. Lucruri care nu sunt foarte grave, dar dacă eu aș ști, aș fi mult mai concret în deciziile mele. De asta și dorința de a atașa etaje, toate ducând către o prevenție concretă. Pentru că prin prevenția asta economisim de la bani până la emoții și nu doar ale noastre, așa dar este. Mai sunt și oamenii din jur. Asta vreau să-ți spun, pentru că nu suntem niciodată singuri, nu suntem niciodată doar picături. Tot timpul în jurul nostru se lipesc. Știi ce e interesant la asta? Când suferi tu, îți asumi. Da. Dar când suferă cel de lângă tine, te... Cred că consumul este cu atât mai mare. Și te îmbolnăvești și tu. Da. Îți accentuezi și ție starea și accentuezi și starea celor din jur. Exact. Dar când știi că ai făcut lucrurile de-a lungul vieții corect și ai ajuns, nu știu, la o vârstă mai înaintată, toată lumea acceptă mai ușor. Băi, într-o zi cu toții vom ajunge acolo. Dar nu vreau să ajung la 50 sau la 60 când s-au demonstrat, dacă ne uităm și în afara țării, oamenii arată foarte bine. Da. Și ce au făcut? Au avut grijă. Au prevenit. Grijă, prevenție. De aici dorința mea de a atașa etaje în continuare cu domenii conexe. Dorința de a așeza prevenția la rang de... la locul unde este ea, la... foarte important. Da. Florin, ce înseamnă frumusețea pentru tine? Orice fel de frumusețe. Când îți spun frumusețe, la ce te gândești în primul rând și ce înseamnă pentru tine? Echilibru interior. La toate capitolele. Fricile și toate astea strâmbă frumusețea la exterior. Cred că da. O pervertesc așa cumva. Da. Unul din lucrurile pe care le-am furat de la tine este această simplitate cu care vezi lucrurile. Pentru că la interior sunt echilibrate. Un om care nu este echilibrat la interior, întotdeauna nu știe să exprime la exterior. Pentru că nu. Ei, la tine era foarte ușor și am înțeles că eu trebuie să-mi reglez la interior foarte multe ca să pot să evoluez pe toate arile. Deci, odată echilibrul la interior... partea asta emoțională care este esențială și care, la care eu tot lucrez de ceva ani și nu-i dau de capăt, dar voi ajunge și cu ea într-un final undeva. Mișcare, ca asta fac de o viață, e pe primul loc. La exterior, când vorbim clar, ce faci la interior se vede la exterior, deci degeaba pot să fac eu orice cu mine la exterior dacă la interior nu sunt echilibrat. Frumusețea pentru mine este pleacă de la interior când vorbim despre corp, iar când vorbim despre ce în jurul nostru, este că ceea ce împărtășești aia se întoarce înapoi și atunci frumusețea ta poate fi să continue, poate continua sau se oprește, că na. Poți să amplifici sau poți să... Da.
Ok. Poți să o crești pentru că ceea ce dai și aia atragi. Crezi în bumerangul ăsta care se duce și se întoarce, nu? Dar nimic de crezut. Odată ce ai aruncat undița în apă, trebuie să prinzi ceva. Okay. Câteodată nu prinzi nimic, dar dacă stai o zi, tot trage ceva. Și la fel, odată, deci perseverență. Odată ce ai verbalizat și te-ai expus și lumea te percepe într-un fel, atragi oamenii respectivi. Drept dovadă, clienții mei sunt oameni de sau pe termen lung, pentru că asta voi face întotdeauna. Iar acum lucrarea de doctorat în direcția asta, cardio, fitness, dar pe termen lung, cum putem preveni și așa mai departe. Frumusețea este asta. De la interior la exterior, așa o văd eu. Cum te simți tu frumos? Cum mă simt când știi frumos? Că ești frumos? Când știu că sunt frumos. Foarte interesant că nu m-am uitat niciodată la mine că sunt urât. Cred că o să vedem în comentarii. De modestie, glumesc. Îți trimit comentariile. Când mă văd eu frumos? Când sunt... E foarte grea întrebarea și e foarte larg, amplă. Sunt mai multe medii aici, mediu de acasă, mediu din mediu online, care sunt alt... E altfel de frumos. Alt eu, dar nu o recunosc, sunt alt eu, pentru că acolo prezint niște exerciții, sunt eu într-o dinamică anume și procesele metabolice sunt sus și testosteronul și așa, și sunt alt eu. Eu de acum, care sunt alt eu în prezența ta, sunt total diferit, dar nu ca să mă adaptez. Exact ce am zis, ceea ce dai, aia primești. Da. Și eu cred foarte mult în jocul ăsta. Da. Frumusețea. Nu știu, când sunt liniștit. Exact ce am zis mai devreme. Când sunt toate așezate în interior și în momentul când nu poți fi afectat de ce este la exterior, atunci ești frumos, că ai ajuns la un nivel de maturitate în care iei lucrurile ca atare, dar nu schimbi sau nu deteriorezi nimic din panoul tău de valori și codul tău de etică. Eu cred că dacă ai un cod de etică foarte bine întipărit și apropo de, nu știu, religie, cele 10 porunci, eu cred că ele sunt un cod de etică la bază. Nu fura, nu omorâ, nu, dar astea sunt lucruri normale, de bază, pentru un om frumos. Că de aici plecăm. Și de aici începi să-ți atașezi perseverență, rezistență la stres, rezultatul muncii. Și cred că, apropo de asta, dacă tot am ajuns, cred că mă simt cel mai frumos atunci când vezi rezultatul acțiunilor tale de peste zi, că aduc ceea ce este nevoie în jurul tău. Atunci ești frumos. Mi se pare foarte frumos ceea ce spui, să știi. Și știu plecarea asta a ta către ceilalți și știu toată pasiunea asta pe care o pui în relațiile cu cei din jurul tău. Și este o chestie foarte interesantă pe care și eu o cred foarte tare și subscriu la ea. Cred în relațiile pe termen lung. Cred că frumusețea, indiferent de natura ei, indiferent că vorbim de frumusețe fizică, indiferent că vorbim de frumusețe interioară, de orice tip de frumusețe ne dorim, o obții în momentul în care ai consistență și ai perseverența asta despre care vorbești tu. Și la corp, și la suflet, și la minte. Da. Adică, cred că toate funcționează exact așa cum trebuie. Da, consistency de toate zilele. Cred că asta o să fie cuvântul acestui episod, consistency. La mine a funcționat. Vreau să-ți mulțumesc foarte tare pentru asta. Cred că ai identificat într-adevăr niște lucruri pe care eu încă nu le identificasem la mine sau le manifestam, așa cum ai spus tu, în alte arii, dar m-ai făcut să înțeleg că pot aplica acel lucru și în zonele care îmi plac mai puțin. Da, într-adevăr. Exact ce am zis, fiecare comportament pe care îl avem, bine întipărit, noi îl ducem doar către ce ne place, deși ceea ce nu ne place nu este neapărat non-necesar. Mișcarea este vitală. Da. Și atunci, cu mișcarea este un lucru necesar, ieșirile cu prietenii sunt necesare și te fac să fii mai frumos, deconectările sunt necesare. Familia, Florin. Shoppingul este necesar. Da, familia este nu necesară. Familia este mediul tău de a te reechilibra după o zi în care dinamica zilelor este cum este, dar cred că toate aceste componente duc către un consistency mult mai
șlefuit. Până și un sfat când îl oferi cuiva, dacă nu are logică, el nu poate fi aplicat. Și atunci și acolo trebuie să existe această perseverență în cum oferi un sfat să-l înțelegi tu înainte de-al da. Da. Și nu să fie doar niște cuvinte înșiruite, exact, ci să aibă ceva de substanță în spate. Fiecare arie, perseverența este esențială. Și în familie. Că tot vorbim și în relații și peste tot. Dar ce este interesant este că lucrezi constant la una, lăsând alta în urmă. Iarăși găsești un comportament de perseverență, de ce să nu-l duc în toate? Pentru că aș obosi. Nu, ala este o preconcepție, că nimeni nu zice să reușești în 24 de ore. Și altă discuția noastră. Da. Florin, vreau să-ți mulțumesc că ești un om frumos. Apreciez foarte mult faptul că ai vrut să vii să vorbim despre asta. Am simțit că vorbesc cu tine exact cum vorbesc la sală. Să știți că astea sunt conversații, da, pe care le-am cu Florin în timpul antrenamentelor. De fiecare dată găsim terenul comun care să, da, ne amplifice pe amândoi. Asta așa este. Asta așa este și subscriu la ce zici. Întotdeauna mă amplific când vorbesc cu tine pe diferite teme. Chiar este reciproc, să știi. Mă, da, duc acasă cu mai multe idei, nu numai cu un workout făcut, da, ci și cu mai multe idei, da, la care să stau să reflectez puțin mai mult. Îți mulțumesc că ești un om frumos, mă faci să mă simt un om frumos și sper să te mai vedem. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase, dar... Na, una peste alta, nu uita consistenței. Cuvântul episodului.